bună reprezentanție pe care noi am dat-o. Echipa așa cu multă confianță. Echipa a jucat cu multă încredere. E távamos a jogar à procura sempre do gol, mesmo tendo a ganhar por 2 e por 3, procurámos sempre o gol. Am jucat tot timpul și am încercat să înscriem 2-0, 3-0, 4-0 de câte ori am putut. Foi jogo em que podia ter havido mais gols. A fost un joc în care am reușit mai multe goluri. Tanto nós podíamos ter marcado como o Gazmetan também podia ter marcado. De asemenea, noi puteam să mai marcăm, la fel cum și Gazmetan putea să marcheze. Mas acho que quem esteve aqui no estádio e quem assistiu ao jogo na televisão, acho que assistiu um grande espetáculo de futebol. Dar, eu cred că pentru toți cei care au văzut meciul aici în stadion sau la televizor, a fost un bun spectacol pentru fotbal. Cum vedeți acest final de campionat? Și aici vă întreb pentru că sunteți în luptă directă cu CFR Cluj. Sunteți practic singura echipă care a rămas în... Nu se olea falar de questo final de temporada, porque está în luta directă cu CFR Cluj, por primer lugar. Nós quando chegamos aqui estávamos a muitos pontos do Dinamo, estávamos a 10. Noi când am ajuns aici am ajuns și am luat echipa la 10 puncte în spatele lui Dinamo. Estamos a 9 do GFR. Eram la 9 puncte de CFR. La 7 do Rapid. La 7 de Rapid. E nós fizemos o nosso trabalho, que é tentar ganhar os jogos possíveis. Noi ne-am făcut treaba noastră și am încercat să câștigăm cât de multe jocuri se poate. E chegamos agora a este ponto com 3 pontos de atraso em relação ao GFR e na segunda posição isolados. Și am ajuns pe locul 2 la 3 puncte de CFR Cluj. Nada está concluído ainda. Încă nimic nu s-a încheiat. O nosso espaço é curto em termos de errar. Spațiul nostru de a face pași greșiți practic nu există. Mas vamos continuar a fazer o que temos feito no próximo jogo, jogar contra uma grande echipă como é o Pandori. Dar o să continuăm să ne facem treaba noastră cum am făcut-o până acum, pentru că în jocul următor o să jucăm împotriva unei echipe bune cum e Pandori. E tentar ganhar para não descolarmos pelo menos do segundo lugar. Și vom încerca să câștigăm ca să nu pierdem cel puțin locul 2. Menaxiu, eu vă mulțumesc, Horia, atât deocamdată de aici. În câteva minute revin și cu patronul celor de la FC Vaslui. Mulțumesc. Da, e în regulă, mulțumesc mult lui Răzvan, da. Mui confianța. Nu, acum știi cum e. 10 puncte loc 1, când a luat echipa. Acum știi cum e, Inasiu are tot dreptul să se împăuneze. Da, e adevărat, sigur. El a preluat o echipă aflată pe drum, o echipă care a făcut un traseu european bun și iată, cu jucători de ăștia e greu să ajungi în altă parte. Sigur, îi aparțin niște merite, dar nu toate. Da, da. Până la urmă el e tehnician, acum știi cum e, să-i dăm omului ce ia lui. E adevărat. Spuneam înainte că în România și într-un județ care gâfâie să ții vreo 5 miliarde pe lună 3 salarii, plus CAS-uri, plus taxe la stat. Sigur, vine omul își spune, mui confianța. U Cluj, o cheie importantă în acest final de sezon, mă uit, este pe programul ambelor formații de pe primele două locuri și acum, mâine, de fapt, cu CFR Cluj și în ultima etapă la Vaslui, cu Vaslui. Dom'le, acum să aibă nevoie Clujul poate, o echipă Cluj doar poate de rezultat decide campionatul. Da. Da, U Cluj poate decide campionatul. Îl poate, da, în primul rând, mâine seară, nu, îl poate bune, decide. Acum și cum e și cu